Festivalul Constelații Rock de la Râmnicu Vâlcea are în spate o istorie veche. Împlinesc 40 de ani anul ăsta, de când Constelațiile Rock au luat ființă. Și să nu uităm că acest brand a adus în fața publicului nume mari ale rock-ului românesc. Și de ce să nu menționăm? Adică nu mai vorbim de rock-ul autohton, Antract. Hai să vorbim de celelalte cuvinte, de Cargo, de Prometheus. Toate trupele care au fost vedete după anii 90, cumva s-au lansat sau prin Constelații Rock au devenit mult mai notori. Da, și practic într-un fel fac parte din copilăria mea, copilăria mea rock, să zic. Eu am mai multe copilării pe departament și copilăria mea rock. Acum mi se amestecă un pic amintirile, dar e clar, Constelațiile Rock trebuie să reființeze și să dea publicului rock, vâlcean, național și internațional, de ce nu, ceea ce merită. Pentru gala din luna septembrie, preselecția trupelor se va face la două categorii, rock și metal. De anul acesta am revenit exact la formatul consacrat, care a început așa cum spunea și Liviu acum 40 de ani, formatul de concurs. S-a hotărât în asociație ca acest concurs să se desfășoare în două etape, cumva preliminare galei. Ele vor fi și am împărțit trupele numind o etapă rock, o etapă metal. O etapă rock cu trupe care cântă, nu știu, să spunem, de la rock clasic spre blues rock și alte subgenuri, iar etapa metal cu muzica spre extremă, cu thrash, cu heavy, cu death, probabil, și alte subgenuri. Etapa rock este programată în 19-20 mai, etapa metal 2-3 iunie. Până atunci, pe site-ul nostru, www.constelațiirock.ro, există o secțiune dedicată înscrierii trupelor în concurs. Perioada de înscriere este până la data de 1 mai. Până la acest moment sunt peste 50 de trupe înscrise. După care, oprindu-se înscrierile, va urma o preselecție. Avem două jurii pentru fiecare etapă, un juriu. Probabil o să detaliez de Mihai mai mult. Iar în fiecare etapă, din cei înscriși, vor merge câte 16 trupe, câte 8 pe seară, în concursul propriu-zis, care se va ține la Stage Bar, la Râmnicu Vâlcea. Iar ulterior, din aceste etape, în Arenele Traian, în 8-9 septembrie, va fi gala, când primii doi clasați din fiecare etapă vor cânta pe scenă alături de încă două trupe consacrate din rock român. Juriul pentru cele două categorii va fi format din specialiști în domeniu. În rock, unde vom avea invitații în jur pe Cristi Grubaru de la Rock FM. Nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare. Cristi știe o țară întreagă. Spune-mi cine. Bikers for Humanity, director de programe Rock FM, jurnalist vechi și cu sufletul lângă rock și pentru rock de o viață. Bogdan Trâmbaciu, organizatorul festivalului Posada Rock, cel mai longeviv festival concurs, de asemenea, din țară. Cred că, în afară de Constelații Rock, Posada e singurul care a rămas sub formatul de festival concurs. Iarăși o foarte bună lampă de lansare pentru formații. El a avut continuitate despre deosebire de Constelații, pentru că s-au găsit oamenii și resursele necesare ca festivalul de la Posada să continue. Ne onorează să-l avem parte din juriu. Am răsișat ideea din start, de când i-am propus. S-a bucurat că mai există inițiative similare cu cea de la Posada. Mă rog, formatul e diferit față de celor de-al lor, dar Bogdan Trâmbaciu va face parte din jurul la secțiunea Rock 19-20 mai. În juriu va
Va fi Rareș Todu, care este membru al Asociației Constelații Rock, practic el va fi reprezentantul nostru în juriu. Rareș Todu, de asemenea, din punctul meu de vedere, nu mai are nevoie de nicio prezentare, dar totodată o să menționez câteva dintre mega calitățile care îl califică să facă parte din Constelații Rock și din juriu Constelații Rock. A fost desemnat chitaristul anului în România și în Ungaria în 2 ani consecutivi. Activează pe scenele patriei și nu numai de o viață, aș putea spune. Adică cam când... în vârstă cu Constelațiile. Da. Câștigător al Marelui Premiu la Constelații, cel mai bun chitarist, cu formația Transexpress, de asemenea, cea mai bună formație, și asta vorbim de înainte de anii 90. Rare și un greu al muzicii, ne onorează de asemenea că avem parte din, că face parte din echipa noastră și că ne reprezintă în juriu, e cel mai calificat dintre noi, pentru că în afară de, nu știu, școală de inginer de sunet, chitarist, profesionist în industrie și așa mai departe. Și îl mai avem pe Doru de la The Monogex, de asemenea, adică am căutat să acoperim din... să ne aducem numai bătrânii în juriu, nu că Cristi și Rareș sau Bogdan sunt bătrâni, dar nu știu, să ne conectăm și cu genurile muzicale rock și, nu știu, să atragem, să transmitem ideea că toate formațiile din toate subgenurile rock sunt binevenite în Constelații. Festivalul Constelații Rock este susținut și de Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea, administrația publică având un rol important în reluarea manifestării.